Domnule director, probleme cu pesta porcină. Bună ziua! La nivelul județului Caraș-Severin, în acest moment nu evoluează niciun focar de peste porcină la animalele, la porcii domestici, nici în exploatațiile non-profesionale și nici în exploatațiile comerciale. Pesta porcină, după cum știm, este o boală hemoragică produsă de un virus foarte contagios, afectează toți porcii domestici și sălbatici, și este transmisă de la un animal bolnav la un animal sănătos și inclusiv prin carne sau produse din carne. Printre cele mai importante semne clinice în momentul apariției bolii sunt: animalul este apatic, nu mai consumă hrană, este febril. În acest moment este foarte important ca proprietarul să notifice medicul veterinar sau Direcția Sanitar-Veterinară pentru o suspiciune de pesta porcină africană. În acel moment, un medic veterinar se deplasează la acea exploatație și face un examen clinic pentru confirmare sau infirmare. Dacă este cazul, chiar sunt recoltate și probe pentru pozitivare sau infirmare a pestei porcine africane. În exploatațiile non-profesionale, unde sunt crescuți porcii, este foarte important ca proprietarii să respecte un minim de condiții privind protecția și creșterea acestor suine. Și aici vorbim ca să nu facă, eu știu, vizite în alte exploatații, să nu meargă în mediul silvatic. Dacă se întâmplă lucrurile acestea, este foarte important când se întoarce înapoi în gospodăria proprie să-și facă dezinfecția încălțămintelor, să schimbe hainele și, bineînțeles, animalele bolnave, animalele porcinile să nu fie hrănite cu resturi din gospodăria proprie. La nivelul județului Caraș-Severin evoluează un număr de 40 de focare de peste porcină la Mistreți, cu un număr de 163 porci diagnosticați pozitiv în acest moment. Ce este de făcut în continuare pentru eliminarea porcilor mistreți bolnavi? Este important pentru eliminarea porcilor mistreți bolnavi, responsabilii din fonduri de vânătoare să patruleze periodic. În cazul în care sunt descoperite cadavre, acestea trebuie neutralizate. Iarăși, în situația în care se efectuează vânători, în momentul în care este vânat, este împușcat un mistreț, trebuie recoltate probe aduse la laboratorul Direcției Sanitar-Veterinare pentru testarea pentru depistarea pestei porcine africane. Vă rog frumos să vă prezentați. Numele meu este Pavel Borchetscu, director executiv Direcția Sanitar-Veterinară Caraș-Severin. Domnule director, probleme cu pesta porcină, am înțeles că au fost găsiți alți porci morți. Ce e de făcut? Bună ziua! Pesta porcină africană, după cum bine se știe, evoluează pe teritoriul țării noastre încă din anul 2017. Primele cazuri de peste porcină, de pătrunderea virusului în județul nostru, au fost înregistrate în decembrie 2020. Încă de la apariția și mediatizarea cazurilor din țară, împreună cu Direcția Sanitar-Veterinară, au fost elaborate o serie de măsuri de prevenire și împiedicare a pătrunderii acestui virus pe teritoriul județului nostru prin dese ședințe care au avut loc la prefectura județului nostru și întruniri ale Comitetului Local de Combatere a Bolilor. Măsurile respective s-au concretizat și apreciez ca fiind, au fost făcute în mod conștiincios și foarte bine prin faptul că pe timp de 3 ani județul nostru a fost printre ultimele în ultimele județe din țară în care nu au fost raportate cazuri de peste porcină africană. Repet, primul caz la Mistreț a fost depistat în decembrie la granița cu județul Timiș, iar apoi, în cursul lunilor ianuarie și februarie 2021, s-au înregistrat alte și alte cazuri, chiar și în centrul județului nostru, mai ales în Almăj. Locurile prin care a pătruns virusul, prin diseminare de către alți porci mistreți infestați, fiind deja cu timpul diferite, s-au înregistrat cazuri dinspre Orșova, dinspre fondurile cinegetice gestionate de mehedinți, dinspre Nădrag, județul Timiș, și locul de pătrundere a fost zona Bocșei Montană. Ce-i de făcut? De atâta timp de când v-am spus că s-au mediatizat cazurile de peste porcină africană la nivelul țării, asociația noastră, ca și gestionar a 40 de fonduri cinegetice pe cuprinsul Caraș-Severinului, a efectuat zilnic măsuri de patrulare în sensul combaterii acestui virus, prin personalul angajat, împreună cu medicii veterinari, împreună cu membrii vânători ai asociației noastre. Tot personalul, inclusiv membrii vânători, fiind dotați cu echipament de protecție și dezinfectant, pe care l-am distribuit tuturor grupelor de membri vânători, s-au efectuat, așa cum v-am spus, patrulări zilnice în vederea depistării și neutralizării prin îngropare, după prelevarea de probe a exemplarelor de mistreți găsiți morți sau bolnavi. Tot pe costuri proprii ale asociației noastre s-a efectuat, pe lângă această acțiune de patrulare zilnică, cu costuri însemnate în ceea ce înseamnă combustibilul și restul, au fost identificate împreună cu primăriile locale locurile de amplasare a gropilor în care au fost neutralizate respectivele exemplare de mistreți și, cel mai important, prelevarea de probe cu sprijinul Direcției Sanitar-Veterinare Caraș-Severin, care ne-a pus la dispoziție materialele și ustensilele necesare, recipientele adecvate pentru prelevarea de probe și afluirea imediată către laboratoarele Direcției Sanitar-Veterinare. Oamenii nu trebuie să se sperie, chiar dacă sunt focare și probleme în mediul sălbatic, deocamdată în gospodărie totul ok, fiindcă v-ați făcut treaba bine. Faptul că la nivelul județului nostru nu se înregistrează în prezent niciun caz de infestare cu virusul pestei porcine africane la porcii domestici, dovedește eficiența măsurilor pe care le-am luat de comun acord, așa cum am spus, cu organele de stat, Comitetul Local de Combatere a Bolilor, Direcția Sanitar-Veterinară, și dovedește sprijinul pe care l-am găsit în cazul membrilor vânători ai noștri, care periodic sunt instruiți în bază de procese verbale, împreună cu medicii zonali, medicii veterinari zonali, privitor la măsurile de biosecuritate care trebuie luate de fiecare dată când iasă în teren, ceea ce se întâmplă în teren cu ocazia vânătorilor colective organizate și, în special, dezinfectarea echipamentului la ieșirea din fondul de vânătoare și plecarea către casă. Repet, faptul că în prezent nu există niciun caz de virus de peste porcină africană la porcii domestici demonstrează eficiența acțiunilor pe care le-am întreprins în comun. Vă rog să vă prezentați. Dragomir Dumitru mă numesc, sunt directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin. Am văzut că v-ați schimbat, ați venit cu cizmele, le-ați lăsat, ați luat altele. Da, pentru că la porci, se pare că cu pesta porcină nu putem să ne ducem cu papucii de afară, să ne ducem la porci. Și mă duc în graș, le schimb și intru la ei. Să le fac curățenie, să le dăm să mănânce porumb crescut de noi. Numai tărâța o mai cumpărăm, grâu. Lăturile dați? Da, le dăm și lături. Făcute de dumneavoastră, fierte? Da, făcute de noi. Chijele de la cartofi fierte și puse tărâță sau măcinăm la moară din porumb. Ce ați auzit de cazurile de peste porcină? Am înțeles că au fost mai multe locuri găsite cadavre. Da, au fost mai multe locuri, așa am înțeles că au fost mai multe locuri găsite cadavre și ne speriem să nu mergem cu microbi. Să ne îmbolnăvim porcii ca să-i creștem. Avem copii și trebuie să-i creștem. Cic, mamă, cic, 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 cic. Cic, mamă, cică, cică. Cică. Hai la mama. Hai la mama, hai. Hai da. Hai da, mama, hai! Hai la mama, hai! Sunt niște măsuri minime. La porci nu-i greu, dacă vrei să-i ai. Trebuie să ai grijă de ei, să le rânești, să le dai să mănânce, să fie cât mai curat și cu papucii nu-i greu de schimbat. Ca să venim să ne luăm papuci, să venim la ei, nu-i greu. Dacă vrem să avem ceva pe masă pus natural, crescut de noi, e foarte bun. Bun crescut de noi, decât din magazine. Da, e mai bună, e grea. E foarte bună. E mai bună, deci, da, 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 da. Dar totuși. Na, hai. Stați acolo. Că n-am găsit fațon mult. Le-am primit pentru un... Și le-am pus să rămâne cu grădina. Și ăla mic, nu știu ce-a făcut, l-a împrăștiat, numai unul singur a rămas. De care tot așa. Și se tine că era cu și n-am vrut să-l tăiem, că am zis că e ultimul supraviețuitor. Deci de cel puțin 2 ani de zi. Cățelul e prins? Găsit clasa de la primătar. Alea trebuie să le urci în pot, să bagi la pod, acolo, să le... Sperdurile? Da. Să podească? Dacă nu acesta nu... Patru! Hai la mama, hai! Lasă că nu-ți face nimic. E fetiță sau băie? că e băiat. Ăsta mic? Da, și ăsta mare? Tot băiat. Nu-i acasă. Nu-i? Nu, nu. Da, 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 eu propriu. A? Nu, nu. Uite aici, patru. Da, da. Aia ducă. Da, mă. Da, mă, bucurie, mă. Mă, bucurie, mă. Trebuie să mă afirmați. Poftim. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Hai, uite. Gata. Da, este peste, da. Da. Toată sănătate. Păi numai pe drum stau. Hai, da, tu zici că te urmă, ultimul ăla. Ce-ați auzit de pesta porcină? Păi am auzit că au fost la Bistreț. La noi, la porci domestici, aici în județul nostru, nu au fost. Pentru că noi am luat precauții. Nu se duc și nu la lume, la pot, decât unul singur. Ne schimbăm păpușii când ne duci și le dăm de mâncare, când nu umblăm, nu se duce nimeni. Și așa că dacă ne păzim, nici boala nu vine. Una. Eu că mi s-a mai bătrână. Ai cine nu prea, și așa, ai cine nu prea le-a plăcut să-ți răbori. Ai bătrâni, noi ținem porci. Aia e.